Salutare, prieteni! Vă prezint exclusiv cererile de pe canal cu 5 jocuri open world noi apărute. Să-i dăm drumul! Iată că am reușit, într-un final, să începem lista cu jocurile cerute pe canalul Android Info. Primul joc se numește Medal 2 și nu-l subestimați. În jocul afișat în acest episod, este jucat la grafica minimă, deoarece cere o grămadă de resurse pentru detaliile extraordinar de bune. Da, recomandarea unui membru de pe acest canal mi-a promis că telefonul Samsung Galaxy A5 2017 nu duce un joc ca acesta cu performanța la maxim al jocului și a avut dreptate. Jocul este un asemănător GTA în care realizezi diferite misiuni, împuși lumea pe stradă, furi mașini și tot ce vrei tu să faci. Jocul este destul de interesant pentru cei pasionați de jocuri open world, dar totuși trebuie să ai un telefon destul de performant pentru a suporta grafica ridicată la maxim. Iată că voi face un test cu grafica ridicată la maxim, însă se va mișca destul de greu și nu se randează destul de repede harta. Vi-l recomand să-l încercați și voi. Cel de-al doilea joc din acest episod se numește Gangster New Orleans. Iată că ești pus în pielea unui mafiot în care trebuie să realizezi misiuni care mai de care mai interesante. Un joc la fel cu o grafică bună și cu un mod open world destul de avansat. Grafica este de bună calitate, unde după cum vedeți are grafica ridicată la maxim și telefonul se mișcă foarte bine. Jocul este unul cu gangster, mafie, împușcături și misiuni grele, dar interesante și făcute să nu te lași de acest joc. Jocul mi-a captat puțin atenția și îl joc de ceva timp și chiar îmi place, așa că descarcă-l din linkul de mai jos și dă-i bătaie la joc. Jocurile din acest episod sunt recomandate după criteriul de joc nou și numărul de recenzii lăsate. Jocul cu numărul 3 se numește Block City Wars. Cine nu a auzit de Minecraft? Este careva care nu știe ce este Minecraft? Nu cred, însă acest joc este unul diferit față de cel clasic. Acest joc este într-o arenă și tot ce trebuie să faci este să te lupți cu adversarii și să ocupi punctul de adunare al adversarilor și să reziști cât mai mult. Este un joc interesant în care cu cât omori mai mulți adversari, cu atât strângi mai mulți bani și îți poți investi în diferite armuri, arme și multe altele. Jocul este online și joci cu adversari adevărați și nu roboți. Un mod interesant de a juca și a fi captivat de acest joc. Așa că încearcă-l și tu să vezi dacă îți place. Pe
Penultimul joc se numește Playback 2 și cred că este jocul meu preferat din copilărie, deoarece mi-am dorit să am un tank și să devastez totul de pe hartă. Și aici vorbesc de jocuri și nu realitate, să nu se facă vreo confuzie. Tu ești în acest tank și trebuie să distrugi cât mai mulți membri de poliție care încearcă să te oprească și să te aresteze. Poți să-i calci, să tragi cu tonul și te vei face destul de invincibil. Interesant, dacă vrei să te joci un joc în care încerci să-ți vergi nervii pe ceva anume, ți-l recomand pe acesta. Iată că am ajuns și la ultimul joc din acest episod, numit și New York City Criminal. Un joc care a intrat destul de greu în lista cu 5 jocuri noi open world, însă este destul de ok. Și acesta în care are aspectul din GTA, în care poți fura mașini, împuști, misiuni și așa mai departe. Nu pot să zic că este unul extraordinar, însă este cât de cât ok în caz că ești plictisit și nu ai ce face. Cam atât din acest episod, nu uita să dai un share pentru susținere și ne auzim data viitoare!